Bună dimineața, o nouă zi, noi probleme. Începem cu rănile astea două pe care mi le-am făcut pe față, pentru că am avut două coșuri. Le-am dat cu niște cremă și nu s-au vindecat instantaneu, așa că le-am jumulit, evident. Mi-am luat niște plasturi, în schimb, ca să rezolv problema. Am fost la sală de dimineață și apoi am fost până la normal să-mi iau una alta pentru excursia pe care o să fac în Spania la prietenul meu. Aveam nevoie de niște chestii travel size. Am venit, am mâncat și între timp a venit și un colet pe care l-am comandat acum ceva timp, înainte să plece prietenul meu, deci se face aproape o lună. A ajuns astăzi și trebuie returnat, pentru că am comandat o nouă oglindă și este spartă. Este a doua oglindă pe care o comandăm și care vine spartă. Deci, oficial, am ajuns în punctul în care nu o să mai comand vreo oglindă online. Pur și simplu o să mă duc și o să iau din magazin. Prefer să o car și să o aduc până aici decât să aștept o lună ca apoi să vină și să vină spartă. La un moment dat o să ajungem să avem și noi oglindă acolo. La un moment dat, nu se știe când, dar o să fie. O să intru să fac un duș și apoi o să mă apuc de lucru. Lucra ceva și am filmat și niște chestii pentru muncă și acum am desfăcut un pachet pe care l-am primit aseară chiar. De foarte, foarte mult timp voiam să-mi comand o geacă, jachetă, trench, în fine, de genul ăsta din, mă rog, imitație de piele, una lungă, lungă, lungă. Stau să o pun pe mine, să aibă mai mult sens. Aceasta, de cred că 2 ani mă chinui să-mi iau ceva de genul ăsta de când au devenit super trendy. Îmi place super mult și știu sigur că o să o port cât o să țină. Și am găsit-o recent la Zara, în magazin, nu o mai aveau în mărimea mea, în XS, așa că am comandat-o online și tada! Sunt foarte entuziasmată să o scot la purtare. În seara asta aș vrea să mă apuc să-mi fac și bagajul sau cel puțin să-mi bag la spălat haine pe care aș vrea să le iau cu mine, pentru că și mâine și poi mine lucrez toată ziua și chiar dacă plec poi mine seară, joi, tot mă duc la birou până la 4-4 jumătate, zborul meu este la... zice că e la 9, așa că am timp destul să-mi iau catrafusele, să mă duc la aeroport și toate cele. Dar prefer să stau eu liniștită, să știu că am bagajul făcut, când vin de la birou joi, să fiu relaxată, să fac un duș, un alta, fără să mă agit, iar apoi e vineri și luni, sunt liberă! Hello, oameni! Abia ce am ajuns de la birou, am fost să ridic un pachet, mi-am luat acea... se și vede pachetul aici. Mi-am comandat acea mască de la K18, care aparent este miraculoasă, face părul să arate incredibil de sănătos și mătăsos și așa, și după ce l-am vopsit am zis, pare momentul oportun să îmi comand și eu această mască să văd cum este. Și mi-am luat și niște sushi, pentru că mi era foarte poftă, iar astăzi la muncă, în general, nu pot să mă plâng, primesc mâncare la muncă, am prânzul inclus, e totul ok. În general, mâncarea este foarte, foarte bună și destul de diversă, dar astăzi și-au bătut joc de mine. Aseară am cam scăpat la snack-uri și așa și am zis ok, de dimineață nu mănânc, fac fasting până la 11:30, când mâncăm noi de obicei de prânz, care e oricum destul de devreme, cel puțin după standardele mele, noastre. Și când au scos colegii mei mâncarea din cutii, erau că, Irina, asta pare să fie a ta. Și eram, dar este un bol cu supă. Și erau, da, cred că ăsta ești. Deci în momentul ăla tot universul meu s-a oprit. Long story short, am mâncat supă la prânz, am mâncat un baton proteic la un moment dat și a fost și ziua unui coleg și s-a luat tot, așa că am mâncat și niște carrot cake. Eram atât de devastată de bolul ăla de supă și în general mă deranjează, dar eu sunt român, adevărat, vreau să mănânc, dacă mănânc supă, ciorbă, trebuie să am și pâine, nu?
Mai ales că era cu legume, n-avea nimic tăieței, nimic, nimic în ea. Dar mi-am luat niște sushi ca să fie pe sufletul meu și să mă simt mai bine și să nu zic că astăzi a fost o zi eșuată din punct de vedere culinar. O să mă apuc să mănânc și apoi trebuie să-mi fac bagajul pentru că nu am făcut nimic, trebuie să-mi bag niște rufe la spălat pe care vreau să le iau. Mic moment de panică, mic moment de panică. Dar apoi mai târziu, dacă am timp și mai am chef și mai am energie, o să exersez un pic la bară. Am un exercițiu la care vreau să lucrez, pentru că nu-l facem foarte des la sală și nu prea mi iese. Hello, hello, oameni, abia am ajuns de la birou, este deja 4 și un sfert și vreau să fac foarte multe chestii într-un timp foarte scurt. Pe lângă faptul că e un dezastru în apartamentul ăsta și nu s-am timp să fac curaj, o să mă întorc la un dezastru, asta e altă poveste, dar nu mi-am terminat nici bagajul, complet este semi-terminat și vreau să fac și un duș, aș vrea să și mănânc ceva înainte, vreau să duc gunoiul, să nu uit. Că nu vreau să-l las aici și să mă asigur că am tot ce-mi trebuie la mine, pentru că am senzația că nu am luat tot ce mi-ar trebui, nu sunt foarte sigură. Ca să înțelegeți, capul meu este un haos total. Da, dar o să mă apuc și ușor-ușor o să termin și pe la vreo 6:30 cred că o să pornesc spre stația de autobuz, mă duc, iau autobuzul, trenul și sunt la aeroport. Room tour la camera de hotel cu cadă. Trebuie să mergem la Laș mai târziu și partea cea mai palpitantă. Bună, oameni, un mic update. Sunt în Madrid și sunt la hotel, s-a ocupat prietenul meu și a luat un hotel mai aproape de centrul Madridului, ca să nu fim foarte departe, să fie nevoie să luăm prea multe mijloace de transport în comun. Și am umblat foarte mult astăzi, am mers cred că vreo aproape 14 km și am luat orașul la pas, pur și simplu ne-am plimbat, am mâncat, am fost la un restaurant foarte random. Am intrat la Alehop, este un magazin care mie îmi seamănă foarte mult cu Flying Tiger, dacă este familiar, nu știu cu ce lașa seamănă, cu ce magazin lașa seamănă din România. Dar un fel de Jumbo, dar mai mic. Ceva de genul, cu fel de chestii. Am intrat acolo și prietenul mi-a zis: "Uite, ți-o întreb pe tipa de la casă dacă are idee de vreun restaurant bun în zonă." Eu inițial am spus, mi se pare ciudat. Până la urmă am cumpărat ceva și cum am să plătesc, am întrebat-o și ne-a recomandat un restaurant și a fost chiar foarte, foarte bun, pe lângă faptul că era full, era o groază de lume și mâncarea a fost foarte bună. Așa că o reușită și după aia am tot luat-o la pas și am mers pe străduțe, am tot mers. Am mers. Și da. Și acum prietenul meu aduce bagajele. Acum e un moment de odihnă și am vrea să ieșim un pic mai pe seară, să luăm poate niște vin și poate să mâncăm niște churros, pentru că sunt foarte entuziasmată.
Să mănânc ciuros, abia aștept. Îmi pare rău, nu sunt foarte coerentă, am obosit, sunt destul de obosită, aseară n-am dormit și nici știe ce, pentru că am ajuns destul de târziu și e evident că la 8 eram deja moț și am încercat să mai adorm și am dormit foarte ciudat. Și am intrat și la Lush și o să vă arăt ce am luat. Am luat două bombe de la Lush, una este Black Rose. Una este Black Rose și evident miroase a trandafir. Este neagră, neagră așa cu muf. Și aceasta este Ghosty Bomb, este cu o fantomiță. Miroase a lavandă, aș zice, dar nu-mi dau seama. Lavandă și citrice, așa. Oricum are un miros foarte plăcut. Avem cadă aici, am zis că o să profităm de ea. Mi-am mai luat și un balsam de buze tot de la Lush și foarte, foarte fain. Aici îmi cam lipsește umiditatea și mi se usucă buzele extrem de tare. Extrem de tare. Și toată ziua m-am plâns că mie mi s-au uscat buzele și că n-am niciun balsam de buze și tot așa. Și până la urmă când am intrat la Lush după bombe de baie, am luat și balsam de buze. Apoi am mai găsit și acest scrub pentru buze care miroase incredibil. L-am luat pentru că mirosea incredibil de bine. Mi-am luat un magnet, evident, că nu se putea să nu-mi iau un magnet. E destul de drăguț. Și apoi de la Le Hop mi-am luat... Mi-am luat acest set de postituri. Mi-am mai luat unul din Mallorca când a fost în mai și mi-a plăcut super mult, e pe terminate. Și mi-am luat unul mai măricel. De data asta are mult mai multe feluri de postituri cu diverse mesaje. Foarte, foarte, foarte drăguț. Și pentru că n-am mai apucat să vă fac un update pe parcursul vacanței, vin cu un voiceover peste material. Ne-am început ziua destul de târziu și ne-am dus să luăm un mic brunch într-un loc foarte, foarte drăguț, mâncarea a fost excelentă. Și apoi am fost și am explorat orașul, a fost o zi foarte frumoasă și însorită, călduță, a fost perfect pentru a ne plimba și a vedea cât mai multe locuri frumoase din Madrid. Pentru mine, vacanța Madrid a fost o escapadă culinară continuă, am mâncat de toate, am fost inclusiv la această ciocolaterie care este super faimoasă, e deschisă din 1894 și aparent are un ciuros incredibil, care pe mine, sinceră să fiu, nu m-a impresionat, dar a fost ok, am făcut-o și pe asta. Pe seară ne-am mai plimbat prin oraș și am fost la un bar să bem ceva, a fost super drăguț și era plin de localnici. A doua zi, fel după fel, micul dejun a fost meh. Celebrul târg de duminică a fost dezamăgitor. Apoi am vrut să mâncăm ceva la prânz, cineva ne tușa în mâncare. Am fost la un masaj, ceea ce ne-a îmbunat oarecum ziua, dar înainte de asta trebuie să mă duc să mă schimb, pentru că toată lumea se holba la fusta mea, mă rog, rochia mea cea scurtă, care ne-a mai plimbat un pic. Am fost la muzeul de istorie, care a fost ok. După care ne-am mai plimbat, am mâncat o prăjitură care a fost ok-ish, iar seara era plin de oameni, extrem de aglomerat pe peste tot, așa că ne-am grăbit să ajungem la cină, am mâncat sushi, apoi seara ne-am întors la hotel în liniște, frumos și am mai băgat o bombă de baie în cadă ca să ne bucurăm de cadă până la capăt. A doua zi era ultima mea zi full în Madrid, am luat micul dejun, am băut un ceai latte și am vrut să facem niște cumpărături la outlet-uri, însă a început o ploaie groaznică și a fost nevoie să ne întoarcem. Marți am avut zborul înapoi spre Copenhaga și eram foarte entuziasmată să mă întorc la liniștea tipică țărilor nordice. Vă mulțumesc super mult că ați urmărit, vă pup și ne revedem curând!